Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu sunt convins că ați urmărit cazul primarului din Mioveni, care a fost reținut de Procurorii Anticorupție pe când încerca să dea înapoi. Da, mă, e foarte greu să urmărești. De 10.000 de euro pentru că nu reușise să facă serviciul respectiv. Făcea un retur. Da, mă. Sigur, astea sunt acuzațiile acum. Urmează să fie probate în instanță, dar evident se râde mai pe înfundate, mai ca noi așa, de situația domnului primar. O rușine, domnule, auzi? Deci, un PSD-ist prins când dădea șpaga înapoi. Cine a mai auzit așa ceva? Ce s-a degradat și partidul ăsta? Posibil. Păi ce vremuri erau și uite ce am fost și ce am ajuns. Pușca și cureaua lată. Da. Chiar ce partid eram odată. Da, exact. Chiar și domnul primar, realizând situația ridicolă în care s-a vârât singur, când l-au luat procurorii, a declarat că dacă știa cine l-a denunțat, îl acuza el primul pe acesta de dare de mită. Deci ar fi jucat o leapșa pe șpagă, cum ar veni. Păi dacă știam eu, mă, că m-a denunțat ăsta, păi nu-l făceam eu primul pe el. Dar n-am știut. Înțelegi cam care e nivelul intelectual al domnului primar? Mamă, dacă știam că urmează să fiu prins, păi nu găseam eu o soluție. Numai că, na, n-a găsit. Și foarte interesant că necazurile penale ale domnului primar PSD din Mioveni au determinat o manifestare de solidaritate a colegilor săi de partid. Organizația PSD Mioveni și-a exprimat, citez, susținerea totală față de primarul orașului, domnul Ion Georgescu, și consideră, citez din nou, pripită și fără fundament decizia de excludere acestuia din partid, pentru că PSD l-a dat afară pe loc. Da, aparent, nici ei nu înțeleg. Aparent e un om onest. Da. Dacă a vrut să returneze și păca că n-a reușit să facă serviciu... Corect. Da. Putea corect să ia banii, să-l plimbe pe ăla, să-l mintă, să stai, domne, mai lasă-mă puțin. Nu, omul a fost... Putea să fie avans pentru o viitoare lucrare? Iată. Ar trebui premiat cu banii respectivi. Da. Dom'le, dacă ai vrut să dai înapoi, e clar că păstrează-i. Din partea noastră. Susținerea asta totală, cum se exprimă organizația, față de un coleg prins în flagrant, nu e o noutate la PSD. Și în niciun caz în județul Argeș. Citind comunicatul acestei organizații locale, nu poți să nu-ți amintești imediat de marea manifestație de solidaritate organizată de PSD la Pitești față de fostul baron local Constantin Nicolescu. În anii 2000, domnul Nicolescu era tăticul, stăpânul și baronul roșu al județului, era atât de hrăpăreț încât în cele din urmă a călcat pe bec și a căzut în plasa procurorilor anticorupție, care l-au acuzat în mai multe dosare. De luare de mită, fraudă cu fonduri europene, trafic de influență, abuz în serviciu, a avut o colecție serioasă acolo. După multe temporizări, șmecherii avocățești, sunt bolnav, aoleu, mă dor șalele, nu știu ce, Nicolescu a fost condamnat în 2015 la aproape 8 ani de închisoare cu executare. Ceea ce spune ceva despre cât de grave au fost acuzațiile, care au fost în cele din urmă probate în instanță. Dar între aceste momente, adică arestarea lui și condamnarea lui, PSD a organizat atunci în spațiul public, în mass media și nu doar, acțiuni furibunde de susținere a baronului roșu de Argeș, coruptul Nicolescu, acțiuni care au fost în egală măsură și tentative foarte străfezii de intimidarea judecătorilor și justiției. Iar cea mai zdrobitoare dovadă în acest sens rămâne o manifestație publică de susținere a lui Nicolescu, care a avut loc în ianuarie 2011 la sediul PSD Argeș, o manifestație la care au participat câteva sute de PSD-iști în frunte cu liderii partidului de la vremea respectivă. Și în imaginile transmise de la fața locului și care pot fi găsite în memoria internetului, există fotografii, sigur, filmări de acolo, pot fi văzuți Adrian Năstase, Adrian Severin, Victor Hrebenciuc, Marian Vanghelie, Tudor Pendiuc, fostul primar, pentru cine știe, fostul primar al Piteștiului, și alții, adică alți infractori. Unu și unu. Da, erau deja sau urmau să fie cercetați în diverse dosare de corupție, de delapidare, de șpăgi, de mite, de fraude, de așa mai departe, care au ajuns la rândul lor în spatele gratilor.
Și mai erau și alți lideri acolo, care au fost și ei, la rândul lor, cercetați la un moment dat. Și cred că sunt unii ale căror procese încă mai continuă. Deci, în fapt, putem observa acum că se dovedește ceea ce mulți au spus atunci, ce au crezut atunci, că aceea a fost o manifestație de solidaritate infracțională. A fost o manifestație de solidaritate a infractorilor ei între ei, ei pentru ei. A fost o scenă totuși înspăimântătoare, având în vedere funcțiile pe care le dețineau acești oameni atunci la vârful statului. Deci nu erau niște interlopi oarecare care s-au strâns într-un cartier rău famat pe o stradă ca să protesteze că le-a fost săltat nu știu ce naș. Erau politicieni la vârful statului care încercau să intimideze justiția prin simpla lor prezență. Oameni ca Adrian Năstase acolo, Adrian Severin, Marian Vanghelie, toți ăștia... Hrebenciuc. Uite, domnule, acum era ceva. Toți ăștia s-au strâns acolo ca să își exprime solidaritatea față de un coleg al lor și toți au fost dovediți vinovați, hoți. Erau scut, cu alte cuvinte. Dar uite acum realizez cât de tare s-a degradat clasa politică. Când vreodată Alde Hrebenciuc, Năstase, ar fi pățit așa rușine, da, să returneze, să dea retur, da, corect, cum nu e. Să nu poți să duci lucrarea la capăt. Da, cine v-a lucrat aici? Da. Deci au trecut de atunci ceva mai, mă rog, de la manifestația asta aproape 10 ani. Un deceniu a trecut de atunci, un deceniu. Credeam că am depășit cumva faza respectivă. Dar uite că manifestația asta de solidaritate a membrilor PSD din Mioveni, cu șeful lor prins cu șpaga, ne arată că, cum să spun, oamenii poate și-au schimbat discursul, dar năravul, ba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.